proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Biserica Domnița Bălașa, vechi locaș ortodox de o frumusețe aparte, se înalță strălucitoare printre mulțimea de blocuri terne din jur. Actuala clădire în stil neoromânesc a fost construită între anii 1881 și 1885, după proiectul arhitectului Alexandru Orăscu, în timpul domniei lui Carol I al României și a reginei Elisabeta, fiind al patrulea așezământ ridicat de-a lungul secolelor pe acest loc. Ctitorii inițiali sunt cea de-a șasea fiică a voievodului Constantin Brâncoveanu, domnița Bălașa, împreună cu soțul său, marele ban Manolache Rangabe, între anii 1743 și 1744. Ei au înzestrat-o cu moșii, terenuri, acareturi și vii. Rămasă văduvă la vârsta de 50 de ani, domnița Bălașa a mai construit alături de primul locaș o altă biserică, mai mare, cu hramul Înălțarea Domnului. Domnița Bălașa își doarme somnul de veci în dreapta bisericii, sub un monument de marmură albă, intitulat Întristarea, realizat în manieră Belle Époque de către sculptorul Ion Georgescu. În stânga bisericii se află un alt monument funerar, capodoperă a francezului Jules Rouleau, sub care se odihnește Zoe, nepoata Saftei Brâncoveanu. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici este epitrop al locașului de astăzi. Este o biserică care s-a investit foarte mult în această biserică. Întâi ați văzut exteriorul. Este un exterior impozant, cu o intrare lombardă, cu pridvorul acesta frumos, deasupra cărei un mozaic venețianic în Veneția, comandat la Veneția. Ceea ce este interesant în biserica asta sunt vitraliile. Vitraliile nu sunt obișnuite în bisericile ortodoxe, sunt frumoase și prin sfinții pe care are, dar mai au o particularitate. Dacă vă uitați la cele în partea de jos, sunt stemele brâncovenilor. Și unul din lucrurile cele mai frumoase este candelabrul de sus, care a fost comandat la Viena, care e un candelabru interesant și prin simbolica lui, vedeți că este o cruce cu șase brațe. În curtea bisericii se află statuia domniței Bălașa din marmură de Carrara, o operă a lui Carol Ștorc, după ideile lui Bogdan Petricei cu HD-ul. Socrul meu, Hagi Moscu, Emanuel Hagi Moscu, care era epitrop testamentar aici ca și mine, a reparat biserica. După ce a reparat biserica, a dăruit bisericii moaștele Sfântului Grigore din Nisa, care erau puse într-un relicvariu foarte mic de argint, așa, sub forma unui cap din secolul XVIII, care era pusă data 1728. Și a stat ani și ani de zile alături de cutia milei, într-o poziție modestă. Era CT7, eram prin comunism. Când a venit Patriarhul Daniel, a spus, hai să valorificăm moaștele acestea, dacă sunt autentice. I-am spus, domnule, eu sunt autentic, vă garantez eu că sunt autentice, sunt moaște de familie și atunci a făcut această raclă. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.